Bună seara, bine v-am regăsit, sunt Roxana Ioana Gaboriliescu și zâmbesc circular. De obicei zâmbesc așa atunci când am un invitat, așa în care îmi bate inima pentru că aș vrea să storc de la el toate poveștile pe care le are de spus, deși știu că nu va fi posibil în 45 de minute, dar indiferent ce faceți, lăsați totul și deschideți-vă sufletul pentru o întâlnire în care omul a făcut cunoștință cu tot ce se putea în natură, în care a condus prima expediție românească și în Kilimanjaro, și în Everest, și în 28 de alte locații de acest gen, trecând prin două malarii, nu, sau în fine, prin tot felul de astfel de peripeții, dar nu se lasă. Deci clar că nu se lasă. De ce asta? Ce a văzut? Cum a văzut? Și recunosc că și pentru mine a fost cel care m-a încurajat, s-a uitat la mine văzându-mă cu o săptămână când eu eram floricică, că eu mă duc pe Kilimanjaro, nu știam prea multe, dar eu mă duceam pe Kilimanjaro, care a zis, eu cred că o să ajungeți. Wow, deci dacă David Neacșu mi-a spus chestia asta, l-am atins, să zic, să se ia și, și am ajuns. Deci mulțumesc în primul rând. Mulțumesc și eu. Sunt foarte curioasă, nu știu dacă vreau să aud răspunsul, cam cum, cu ce ochi m-ați văzut când am intrat eu în magazin la dumneavoastră și mă uitam că nu prea știam nimic de acolo. Cât mai apare cât o floricică așa în magazin, eu mă pus și întreb. În primul bună seara, scuze că mai întâi răspund și mă spun bună seara. Întreb și eu, ce ai de gând să faci? Pe când aud Kilimanjaro, clar, și când am auzit, m-am uitat și eu de jos în sus, de sus în jos și am zis, bă, sigur e bine aici sau să se ducă la Cocoro? Dar v-am văzut hotărâtă. Și cel mai rău lucru care cred că aș putea să-l fac cuiva pe planeta asta e să-i răpesc visul, să-i omor visul din fașă. Totdeauna spun, du-te frate, du-te, pentru că numai prin experiența acumulată te regăsești pe tine. Asta clar, da. Când urci în sus și mi-ați povestit, când urci înspre vârf, de fapt, cobor la baza simțurilor tale și, de fapt, atunci îți dai seama câtă putere găsești în tine și tu te consideri terminat de fapt, dar găsești putere fantastică. Exact, și indiferent dacă ești flower power, că da, coechipierii mei din, v-am povestit că erau din armata americană și se uitau la mine, erau toți în echipă și eu mai veneam cu așa seara și se uitau, noroc că mă știa teacherul și zis, ea așa e flower power, dar așa e ea, lăsați-o în pace. De foarte bine. Revenind, de unde pasiunea asta? Pe Wikipedia, dacă îl găsiți, deși el este și antreprenor acum și mulțumim, cred că toți cei care au avut nevoie de echipament adevărat, nu cel de hobby, și s-au regăsit în magazinul Himalaya cu de toate, e one-stop shop și nu mă feresc apropo de reclamă, pentru că este un magazin de suflet și nu știu cum ați făcut să vă educați oamenii de acolo, dar și ei sunt cu suflet, adică m-am bucurat să mă și întorc acolo după ce... Mi-am adus aminte când ne-am văzut prima dată, m-am luat eu de dumneavoastră și zic, cine o fi nebunul ăsta? Că eu mă bag în seamă cu toată lumea. În primul rând, eu n-am făcut magazinul ca să fac un business, să mă fac metru cub de bani. Mi-am creat business-ul ca să îmi pot plăti hobby-urile sau nebuniile. Eu am vrut tot timpul, toată viața mea, de 28 de ani la magazinul, am vrut să pot să-mi permit să plec oriunde și oricând fără să mă frece nimeni la ridiche. Ăsta e cuvântul meu. Eu centram, eu dam cu capul. Dacă era cazul, închideam magazinul și plecam. Ăsta a fost scopul meu, ca să văd lumea. De unde a venit? Din copilărie, ca toți copiii, ne-am dorit să avem un glob pământesc, dacă vă ce-ți aminte. Da! Așa. Eu mi-am dorit globul ăla și l-am avut de-abia la 18 ani.
învârteam, puneam degetul, aici vreau să merg, aici vreau să merg. Acum am fost peste tot. Și unde? Unde a fost primul punct? Prima dată, eu vorbesc pe, în afara României, s-a întâmplat după 90, după Revoluție. Până în 90 n-am avut cum să plec, n-am avut posibilități, nu puteai să pleci, de fapt. Dar ați făcut bănuiesc munții noștri. Păi munții României, păi dai, mănânci slană ca să te duci până afară. Normal că munții României, vorbesc de Făgăraș, de Piatra Caiului, de Retezat, Bucegi, sunt bucureștean, normal că plecam dimineața și seara, mă întorceam. Mii de zile, mii de zile. Mi-aduc aminte că cel mai productiv al meu a fost în 91, am stat 300 de zile pe munte, non-stop. Gândiți-vă... Și cum se mai poate face altceva? Că am văzut, chiar aveți o familie. Cum se poate... N-ai ba știe, habar n-am, nu știu, s-a putut. S-a putut. Acum când mă gândesc... Eu mă uit câteodată la pozele care le văd și telespectatorii dumneavoastră și mă gândesc câteodată, băi, eu am fost ăla, eu sunt, am trecut eu pe acolo. Credeți-mă că mi-aduc aminte de fiecare sătuc și fiecare pas care l-am făcut în cele 58 de expediții. 58 de expediții. 58 de expediții. Aha, Wikipedia trebuie updatată, înseamnă. Nu, n-am mai updatat-o că îmi cerau bani și nu mai vreau. Da? Da. Am înțeles. Ideea e că dragostea mea de a merge pe munte am descoperit-o la 12 ani cu un văr de-al meu, după care de am ce? Intrat ce în... dă muntele? Și aici cumva aș vrea să scot de pe canapea, dacă se poate, să scol de pe canapea și toți cei care poate că au mers în copilărie, dar după care au renunțat. Și aici mă refer la mine. Poate că n-au mers în copilărie în tabere. Pentru că dacă stai în oraș și te ia valul, te duci doar după aia în concedii, în vestitele concedii, în care eventual te duci în Sinaia și te duci cu telecabina până la 1500 sau 2000, sau te duci până la Sfinx și iei un sandwich și te întorci înapoi. Ce-ți dă muntele când urci pe el? Aș vrea să fiu puțin mai... să mă înțelegeți că n-am venit pregătit să răspund ce îți dă muntele, dar știu că îți dă ceea ce nu îți dă nimic nimeni altcineva și nimic nu îți dă. Mie cel puțin muntele mi-a dat totul. N-ai cum să nu, dacă îi faci munte adevărat. Iar cine spune că se duce doar până la Sinaia, că are restul, are carieră, că are familie, că are probleme, că stai așa, că mai e timp, se minte singur. Să nu spună mie cineva care are putință și are cât de cât lejeritate, relaxare, materială, puțină. Să nu spună mie că nu poate să-și rupă două zile pe lună sau o zi măcar pe lună să se ducă pe munte. Se minte. Ne mințim atât de frumos. Dom'le, am copii mici. Cât de 12 ani? Bă, ăla-i mic, mă, e mare, mă, ia-l cu tine. Dacă nu-i dai dragostea de munte acum, când? La bătrânețe? Nu, frate, nu există. Trebuie să mergi ca să simți cu cât... Știți cum e? Eu nu sunt adeptul alergării pe munte și în general alergatului, pentru că nenorocește genunchii. Nu sunt de acord. Dar am stat de vorbă cu mari alergători ai României, cu foarte mulți prieteni care sunt deja cunoscuți în domeniul ăsta și spunea, băi, e ca un drog. Deci cu cât alergi, cu atât ai vrea să alergi mai mult. Așa e și cu muntele. Du-te odată, du-te și săptămâna viitoare, du-te a treia săptămână și vă spun eu că a patra săptămână se face vineri. Băi, e sâmbătă, e weekend, mă duc. N-ai cum. Cum se duc cei care fac sală de ani de zile? Nu se duc pentru că trage cineva de ei. Simte corpul și simte în conexiunea respectivă. Muntele te face frumos și ca trup, dar în primul rând ca spirit. Descoperi prieteni noi și pe munte am eu o vorbă. Nu există gri, există alb sau negru. Și mie mi s-a părut că există oameni frumoși. Acum trebuie să recunosc, nu vreau să, în fine, să vorbesc de rău colegii de la Înot, dar coborusem de pe Kilimanjaro și am fost la concursul de Înot.
eu crezând că sunt în același spirit. Și m-am dus și eu, băi, îmi dat și mie niște electroliți, că m-a apucat să înot mult mai mult decât eram eu capabilă în mod normal. Și vreau să, eram obișnuită cu electroliți. Se uitau la mine de parcă, adică cum să-ți dau eu electroliți? Și era din, deja competiție. Ceea ce n-am întâlnit pe munte. Nu există competiție. Pe munte e acel ajutor și acea bucurie când ajungea ultimul dintre noi în camp. Eram, ne bucuram, da, pentru că suntem din în nou general, toți. Competiția pe munte ucide. Și asta vă spun la munții mari și există oameni care fac competiție. El cu celălalt. Grupul ăla cu grupul celălalt. Habar n-am. Nu știu. Eu sunt poate de modă veche, am totuși, sunt printre primii care au plecat în expedițiile care deja scrie pe Wikipedia de expedițiile astea. Vedeți, am apucat vremurile alea bune, 90, când de-abia am ieșit de, în libertate. Eu nu mai strigam libertate la 89, la Revoluție, strigam munții pe care urma să-i urc. Ce frumos! Și v-ați făcut listă? Lista era în capul meu, știu și acum pe de rost. Am început cu Caucazul, Mont Blanc, okay. Și în 94, când nu exista net, nu exista site-uri, nu exista telefonie mobilă, eu am plecat în Kilimanjaro, doamnă. Și cum a fost întâlnirea? În primul rând, cum a fost întâlnirea cu Africa? Am plecat, că a fost o aventură, am plecat prin Somalia, era război în Somalia, în Mogadishu, am plecat cu avion militar. Se schimbau trupele acolo cu un anumit prieten, ne-au băgat și pe noi în avion, ne-am trăit zile la Mogadishu, ne-au făcut sergenți la apelul bocancilor ca să plecăm din Somalia în Kenya. Eu crezând că în Kenya e vârful Kilimanjaro, de fapt e la granița cu Tanzania, pe partea tanzaniană. A fost o călătorie extraordinar de frumoasă, poate cea mai frumoasă, eu i-am spus călătoria din iad în rai. Din războiul din Somalia, eu am ajuns în raiul din Kilimanjaro și Kenya, Tanzania. A fost un vis. Am făcut record mondial de viteză pe Kilimanjaro. Noi am urcat vârful și am și coborât în 49 de ore. Cum adică? Ca să faceți o idee, cel mai scurt traseu care e acum e de 5 zile și eu l-am făcut pe cel de 7 zile. Noi n-aveam bani. Ca de obicei. Ziua petrecută în Parcul Național Kilimanjaro era de $200 pe zi. Ori 5 zile, ori 200 însemna $1,000 de căciulă. Când am intrat în parc la Marangu Gate, ne-am dus și am spus plătim 200 și plătim diferența cât când ne întoarcem. Și când ne-am întors, nu ne-am mai luat bani. Șeful parcului ne-a așteptat. Nu ne-a crezut inițial că am făcut vârful, i-am arătat, am avut două camere video, am înregistrat cu ore, cu vârful, cu tot și pe m-am dat-o în jos. Am dormit vreo 4 ore în cele 49 de zile, de ore. De 49 de ore, deci da. Două zile practic? 4 ore am dormit. Înainte de a pleca spre vârf, am ajuns undeva pe la ora 10, noi am mers pe Coca-Cola Out, pe ruta mai directă. Ruta mai scurtă, pentru că noi aveam nevoie de să facem în viteză. Și am ajuns pe la ora 10 și la ora 2 am plecat spre vârf. La ora 9:30 eram înapoi și dă-i la vale, cu tot calabălucul după noi. Noi cu ideea că mergem ca și în făgăraș, cu bagaje grele. Atunci mi-am schimbat percepția despre munții înalți și despre ce înseamnă să faci munți în stil expediționar. După Kilimanjaro. De ce? Care e diferența? E mare diferență. Păi, în primul rând, îți cântărești fiecare lucru din rucsac și probabil că ați constatat. Și un om care merge pe munte știe exact că, bă, de ce să car 3 pere de ciorap, mai bine încar una și mi-o spăl dacă e nevoie. Sau, nu, 7 tricouri. Sau un sac de dormit bun, chiar dacă costă mai mult, mă ține 10 ani de zile, dar nu car 2 kg de sac, car 600 de grame. Sunt multe lucruri care trebuie puse cap la cap și asta numai experiența te învață. Și chinul. Și cum a fost prima oară? Încerc să înțeleg și eu dacă sunt singura care mi-am vărsat toți ficații pe acolo la mai când sunt, am trecut de 3500 sau... Eu am suferit 3 luni de zile pe urmă din cauza faptului că am urcat neaclimatizat. Aha. A fost greu.
ca și la dumneavoastră și ca orice vârf peste 3-4.000 de metri, este greu, pentru că e altitudinea, presiunea atmosferică pe ecuator este mult mai scăzută decât la alte latitudini. Greu pentru toată lumea și când duci pentru prima dată ți se pare imposibil, dar uite că poți. Și atunci îți dai seama, bă, câtă putere are corpul ăsta. Exact. De unde scot eu atâta energie? De unde, frate, din floricelele care le mănânc, mi le dă bucătarul, că presupun că ați mâncat popcorn. Da. N-am înțeles niciodată de ce mi-a dat floricele, dar ne dădeam în fiecare zi. E cel mai bun aliment, pentru că nu-l dai afară. Da. Ok. Din ce? Din bucata de ciocolată? Nu. Din tine, din dorința... din dorința de a face. Și asta nu numai la noi. Am văzut-o la prin toți munții lumii pe unde am umblat, am întâlnit-o și la neozelandezi, și la nemți, și la chinezi, și la oricare. Dar fraternitatea asta, prietenia asta care pe munte, chiar dacă nu te cunoști cu el, bucata aia de ciocolată care o rupi și o dai colegului, nu o să o întâlniți decât pe munte. Și bucuria aia că până și ultimul a ajuns și e cercul al fericirii de 3 minute pe vârf și pentru aia te duci, de fapt. Nu că ai cucerit, noi nu cucerim, nu ți-ai cucerit de sute, de zeci de ani, vorbesc de sute, de zeci de ani, de zeci de mii de oameni. Păi ce cuceresc eu? Noi călcăm pe umerii altora, dar te intri în tine, te descoperi pe tine și vezi câtă putere ai să faci mai mult. Păi dacă v-ați descurcat acolo, înseamnă că în jungla asta în care trăim, fluierați. Eu așa... Eu asta am zis, că nu știu cum e cu New York-ul, dar asta pe frate, deci dacă eu m-am descurcat acolo... E simplu. Restul e floare la ureche. Și vorbim de nebun mai devreme. Da. Când am fost a doua oară în Kilimanjaro, m-am întâlnit cu un fost ambasador al României la Nairobi, domnul Coman, biolog. Și mi-a zis, nebunia lumii duce lumea înainte. Mă întrebau în alte emisiuni de-a lungul timpului, de ce te duci? Și să stau pe canapea să beau bere? Asta poate că o să o fac dacă rămân fără picioare, nu mai pot, habar n-am, nu mai mă lasă. Nu cred, am văzut urcând acolo și cei nevăzători, exact, și fără, da. Deci, dacă n-ar fi nebuni ăștia, dacă n-ar exista, ce s-ar fi ales de... Păi înseamnă că și Armstrong a fost nebun, înseamnă că și Rakovic a fost nebun, înseamnă că și Vuia, vorbim de ai noștri, nu mai vorbesc de Mallory și Tenzin care au urcat pe Everest, nu mai vorbesc de Pleiada de Matucenită. Ajungem și la Everest, că dacă totuși Kilimanjaro, ok, e un test și mai ai oameni, ok, te întorc înapoi, e adevărat că există, din păcate, oameni care își pierd viața acolo, cred că totuși și cei care nu ascultă, habar n-am, nu știu, nu vreau să dau verdicte, dar da, sunt cei care își pierd viața și pe Kilimanjaro, însă Everestul e într-adevăr o întrebare, pentru că acolo e o regulă. Adică dacă la Kilimanjaro, cum spuneați, dacă se pornește expediție de 50 de oameni, poate ajung 3 în vârf, e, la Everest problema e cât se mai întorc. Da, unul din 6 moare pe Everest. Ca să ajungem la Everest trebuie să trecem, să urcăm niște trepte. Gândiți-vă la o scară cu foarte multe trepte sau cu mai puține trepte în funcție de vârstă, în funcție de experiență, în funcție de putere, de nativ, de genetic, cum ești format. Dar ca să ajungem la Everest trebuie să urci niște trepte, trepte ale experienței. Kilimanjaro e un pas. Înainte de Kilimanjaro te duci în Caucaz, că e aici lângă noi, în Elbrus, cel mai înalt vârf din Europa. Lumea îl consideră pe Mont Blanc. Nu e Mont Blanc, cu fraților. Elbrus. Ok, deci Caucazul, eu deja îmi fac listă. Elbrus. Okay. Da. Elbrus. Kilimanjaro. Poți să întreb ca blonda, unde sunt exact... Cine? Unde ne ducem? Unde e Elbrusul? Sau? În Caucaz. Deci munții Caucaz sunt la granița în Rusia. Ce să mai bate în câmpie? E pe partea europeană a Rusiei. Cum să nu? Ok, și câți metri e acolo? 6.000, e cu vreo 50 de metri mai mare decât Kilimanjaro. Chiar e făcubil, vă dau cuvântul meu, credeți-mă, poate e mai simplu decât Kilimanjaro, pentru că se află la altă paralelă față de
la altă latitudine, de fapt, față de Kilimanjaro. Și presiunea este mult mai bună în Caucaz decât aici. Mulți se duc în... Dar mulți se duc în acești munți, în primul rând, pentru că visează la acel maxim al alpinismului mondial. Seven Summit. Celebrul Seven Summit. Care din Europa. Sunt... Stați așa, vorbim de Seven Summit. Ce înseamnă? Da, deci dacă v-ați uitat la vreun film despre orice, se tot vorbește despre acest Seven Summit, adică cele șapte vârfuri. Care sunt cele șapte vârfuri? Și hai să vedem care sunt uman de făcut. Pentru că, pe cuvânt, eu am zis, Everestul, mi-ar plăcea să ajung la camp. Dar mai mult de atât, cred că nu în această viață. Imediat după publicitate revenim și să vedem care sunt cele șapte vârfuri de atins, așa să te numești alpinist cu adevărat. Ținutele, te-am iubit fără să te cunosc. Femeia este ca o pisică. După o pisică nu te duci să alergi. Asta e fața ta, asta e oglinda, te-ai spălat pe mâini și îți pui tu fondul de ten și zici că nu-i mare brânză. Dacă nu se poate să existe cumva o baghetă magică să ne atingă și să intrăm într-o stare de bine perpetuă de-a dreptul paradisiacă. Ce îți poate influența ție lumea? Lumea îți poate influența ție sentimentele. Viitorul, iată că vine, a venit mult mai repede decât preconizam. În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Despre vulnerabilități și tipare de comportament în relațiile interumane. Pentru mine dezvoltarea personală este un model educațional, este un model de autocunoaștere. V-ați fi gândit că bucuria este o practică, este un obicei? Și sunt puțini oameni care au acea expresie a unei vieți interioare fericite. A ieșit cartea Horoscopul pe 2021, o tradiție, e din 2004 scot această carte. N-ai cum să nu faci legătură între spiritualitate și Egipt. Astăzi alături de noi un om cu totul ieșit din comun, care pare a nu ști ce este înfrângerea. Un mix foarte interesant între ceea ce înseamnă actorie, lumea artelor și lumea psihologiei. Care mi-au rămas în suflet. Ca o armată de oameni care fiecare trebuie să știe exact ce are de făcut. Care este filmul care v-a fascinat în copilărie sau dacă nu în copilărie, în adolescență? Vă invit să descoperiți alături de mine oameni. Lucrurile pe care le-am găsit sau le-ați găsit sau le-a găsit invitatul meu în acea carte și care i-au marcat viața. Mereu am zis că eu mă ocup cu călătorile atât interioare cât și exterioare. Plângem că oamenii nu prea mai citesc. Astăzi vreau să vorbim despre tendințele în piața imobiliară. Ce interese au marile puteri în România? Cum putem să ne păstrăm totuși niște limite rezonabile ale psihicului, intelectului și ființei în general? Am revenit, viața la înălțime și cu adrenalina pe care ți-o dă până la urmă ieșitul în natură. Vorbeam de celebrele Seven Summit-uri. De ce Seven Summit-uri? Cine le-a pus și de ce? Ok. Păi hai să vă spun. Deci care sunt? Sunt șapte continente. A! Șapte vârfuri. Fiecare continent are vârful cel mai înalt, da? De fapt sunt opt și o să vă povestesc de ce.
primele două și cele mai făcubile, da, cele mai la îndemâna aproape oricui, Kilimanjaro. Așa, Elbus, care în Africa, deși care lumea cel consideră, mai înalt din Africa, clar. Și scria acolo că este și cel mai înalt freestanding mountain din lume, adică munte de sine stătător. Sau se laudă ei? Eu zic că se laudă. Mă rog, ei zic că celelalte fac parte din lanțuri muntoase. Mă rog, hai da, să le lăsăm de fapt așa. E o mare gâlmă într-un mare pustiu. Da, e o gâlmă frumoșcă. Exact. O mămăligă, cum i-am spus eu. E vulcan, de fapt, vulcan, da, stins. După care urmează Elbrus în Caucaz, cel mai mare din Europa, okay, nu Mont Blancu. Da, deși dacă mă întrebai, cred că Mont Blancu, ziceam și eu. Majoritatea, okay, spun Mont Blanc. Al treilea vârf, care e peste acești doi munți, este Aconcagua, cel mai mare din America de Sud. Ok. Care deja e net superior. Care este ce un, înseamnă? Deci am înțeles, 5800, 6000, 7000 Aconcagua. 7000 Aconcagua, numai că să nu luăm calcul numai altitudinea. Pentru că sunt vârfuri și o să vă povestesc de două vârfuri mai mici decât Kilimanjaro sau Elbrus sau Aconcagua, care sunt mai dificile. Aha, corect. Și fac parte din Seven Summit. Ah, ok, bun. Suntem okay la 3. După care, din punct de vedere material, când vrei să faci Seven Summit, te gândești, bă, și câți bani trebuie să dau pentru treaba asta? Pentru că fiecare călătorie costă, pe lângă călătoria, da, în sine, de echipamente și... A trecut. Știu, dar o să vină altele, stați liniștită. Da, recunosc că șocul a fost la echipament, că am zis, gata, mi-am plătit excursia. Dacă vă faceți aminte, v-am întrebat, ce aveți de gând să faceți în viitorii 5 ani? Da. Pentru că echipamentul nu ți-l iei pentru o tură, ți-l iei pentru, decât dacă ești băiatul Rockefeller. Da. Dar nu e, da, cazul e păcat de Dumnezeu, dacă tot l-am luat acum, de ce să te acolo? Așa. Al patrulea vârf, după părerea mea, care poate e făcut la un nivel material civilizat. Ce înseamnă? Haideți să și spunem. Ce înseamnă civilizat? Pe cu Aconcagua, eu nu vorbesc de ce am făcut eu, vorbesc de anii 95, 96, da, 97, când erau alți bani, alte prețuri. În momentul de față, Aconcagua cu turbile de avion te duce undeva la vreo 6.000 de euro. Uh-huh. De fapt, 5.000 de dolari și biletul de avion, ca bani acolo în dolari. După care urmează McKinley, Denali, în Alaska, cel mai înalt vârf din America de Nord. Ok. Ăla este frig greu? E al patrulea ca înălțim. Din, deja avem patru continente. America de Sud, America de Nord cu Denali, care este foarte dificil din pricina frigului, uh-huh, și condițiilor extrem, extrem de schimbătoare pe acel munte. Acolo trebuie să-ți iei răgaz de o lună jumate. Să aștepți vremea, să te aclimatizezi, urci numai pe gheață, ai pericole, crevase, e complicat. Și de aceea trebuie să urci aceste trepte ale cunoașterii, ale experienței. Am înțeles. Denali, din punctul meu de vedere, îl faci cam cu 10.000 de dolari. Nu mai, okay, vorbim de bilet de avion, dar pe acolo e. După care urmează vârfurile mai ciufute, ca să le zic așa. Deci astea au fost ușoare. Oh, astea, okay, au fost ușoare și la îndemâna aproximativ la 90% dintre alpiniști. Urmează Everestul. Everestul nu e cel mai greu? Nu. Ok. Nu, e unul dintre cei mai scumpi, în schimb. Aha. Legenda spune că te toți duci pe... Toți tindem să mergem pe Everest. Așa. De dacă ce? Dacă întreb pe care, de nebuni. A. Din punctul meu de vedere, eu aș lăsa Everestul la coadă, acum. Acum, după ce, după 18 ani, după ce m-am întors de acolo, eu l-aș fi lăsat la coadă. Pentru că experiența acumulată între 2003 și 2021, acum eu am acumulat foarte multă experiență în alți munți. Deci Everestul, Everestul în momentul de față, eu zic că îl faci cu cât mai puține riscuri, undeva la 50-60 de mii de dolari. Ok. Asta pe partea nepaleză, care e cea mai ușoară. Pe partea tibetană te duce undeva la vreo 30.000 de dolari. Dar este mult mai dificil. Noi când am fost în 2003 am mâncat pe Tibet. Din același motiv. De banii. Ok. Ok. Și am mâncat. Dar e, nu știu, de când s-a făcut și filmul ăla în care, da, au murit mulți acolo, în au expediție. Au murit foarte mulți și pe partea nordică și pe partea sudică, mai mulți pe sud, pentru că sunt din ce în ce mai mulți oameni care se duc și au bani să se ducă. Și ei consideră că cu bani
faci orice, nu e adevărat. Am văzut oameni cu foarte multe milioane care au dat kicks și din păcate au rămas acolo. După Everest urmează, deci am zis 5 până acum. Da. Mai sunt 2, poate cele mai exclusiviste vârfuri, montane de pe planetă, și nu vă spun aiurea. Eu le-am făcut și am cele mai frumoase experiențe cu mult peste Everest și celelalte vârfuri. Este vorba de vârful Carstens Pyramid din Papua Noua Guinee. Ok. Care este un... o splendoare. Ce înseamnă ca altitudine? Înseamnă 4900, nu e mare. E un flec. Un flec. Numai că este perete. Și ca să te duci în perete, cam trebuie și să te duci și singur sau maxim 2-3. Eu l-am făcut singur din... Aici vorbim doar de sfor și alte... Aici vorbim chiar să te cațeri la liber și să te cațeri la altitudine și să nu ții cont că ninge, că plouă, că e frig, că să mergi, să dai numai înainte. Și când ajungi sus, e o muchie ascuțită ca un lamă de fierăstrău. Și mergi pe lama aia de ferăstrău și după 200-300 de metri vezi că trebuie să faci o tiroliană, pentru că vârful e pe partea cealaltă și tiroliana e peste o văgăună de vreo 200 de metri și tu ești într-o coardă și încerci să te tragi ca să ajungi pe vârf. E extrem de palpitant, dar mai palpitant decât muntele în sine e accesul la acest munte, pentru că accesul ai prin... te miști prin mijlocul triburilor de canibali, Dani. Aha, deci de-aia exclusivist, adică exclusivist, ajunge, da. Cine mai scapă? Eu am ajuns și am întâlnit, când am intrat noi în munte, ieșea un grup de, un tip, un austriac foarte mișto, băiatul, l-am cunoscut și pe urmă ne-am întâlnit în Elveția la o conferință, un profesor de matematică, în fine, e o poveste atât de mișto, Carstens Pyramid, e fantastic. Muntele se află în mijlocul tribului Dani. Tribul Dani este ultimul trib de pe planetă de canibale, tribul tăietorilor de capete, așa se supranumit. Și am avut șansa să fiu luat o static împreună cu alți doi prieteni români. Șansa? 4 zile am fost în pielea goală în fața șefului tribului, Titus Murib. E o poveste care depășește timpul. Eu zic să trecem peste ea ca să povestim și de ce. Nu, dar eu vreau să știu, dar de ce v-au gustat și nu erați bun sau de ce nu? E complicat. Vârful Carstens Pyramid se află pe partea indoneziană a insulei Papua Noua Guinee, supranumită Irian Jaya, partea indoneziană, cea mai bogată în aur de pe planetă. Aha. Și acolo e un trib mare, tribul Dani, care frații lor sunt în partea cealaltă a insulei, în țara independentă Papua Noua Guinee. Insula Papua e împărțită în două. Independentă Papua Noua Guinee și Rianjaya, care e indoneziană. Și ăștia le dau bani la ăștia ca să facă revoluție, să fie liber, să se unească, bineînțeles, la mijloc e aurul din Papua. Aha. Eu m-am prins acolo cum am ajuns în Timica. Trupe indoneziene tot și există un... Acest trip era condus la vremea aceea, vorbesc de 2007, era condus de un... nene, Titus Murib. Și ca trebuia să trec prin satul lui când am trecut spre munte și ne-a cerut $10,000. Dar înainte de să ne ceară $10,000, de fapt 9 miliarde de rupii indoneziene ne-a cerut, ne-a dezbrăcat. Ne-a controlat de arme, mi-a luat briceagul, n-aveam arme, normal, un briceag amărât aveam, dar ei de fapt ne căutau de bani. Și am ascuns bani într-o glugă la o geacă, în fine, și timp de 4 zile am negociat și numai seara venea. Venea seara și fuma 1 kg de tutun. Și ne punea întrebări de unde suntem, ce vrem, ce facem și până la urmă a zis... Aveam translator, un indonezian din insula Sulawesi, o rezărie indoneziei cu noi. Îl chema Kiki. Și ne traducea Kiki, ăsta era, vai de capul lui, că era indonezian, ăsta era papuaș. Ăștia au boală unii pe alții, mai ales papuașii pe indonezieni când îi prind. Era terminat băiatul. Și când ne-a cerut
10.000 de dolari, am existat sex și bă, n-avem ață bani, de unde dracu să-ți dăm noi 10.000 de dolari? Că noi da, am plătit 7.200 de dolari de căciulă să ajungem acolo. Aha, deci aici deci era la... Deci okay. De bani, adică ajungeam da. Mai bine pe Everest cu spatele. Și nici nu aveam munții în orizont. Deci noi mai aveam 8 zile de mers din momentul când au luat ostateci. Și după 4 zile am ajuns la concluzia și am bătut palma pe 1.600 de dolari plătită în 3 moneți. Bun! Bun! Deci zic că ați negociat foarte bine. Da. Și Jesus. După 4 zile ne-am îmbrăcat, ne-am luat bagajele, am cerut porter, ne-a dat porter, bineînțeles, pe bani, dar am zis că îi dăm banii jos în Timica, bineînțeles că noi trebuia să ajungem în Timica să-l strângem de gât pe ăla care ne fraierise un indonezian. Că trebuia să ajungem acolo. În Timica, pentru că acolo era ordine deja, era armata, era altă poveste. Am făcut cine mai vrea să meargă în Noua Guine? Papua Noua Guine, eu auzisem de Papua. E fantastic, credeți-mă. Și m-aș mai fi dus. Acum nu știu dacă trebuie să mai găd. Gașca trebuie să fie undeva la 4 băieți. 4 oameni, iertați-mă. Nu 4 da, băieți neapărat. Eu zic 4 băieți, indiferent că și fete și băieți. Dar eu, toată aventura te unește. Ține, te unește și ține cumva de puterea din tine ca să... Suntem la 6. Okay. Care e al 7? Și al 7-lea, cel mai exclusivist, care l-am făcut în 2009 și pentru asta sunt cel mai mândru, nu pentru Everest și alți munți, este Vinson din Antarctica. Este muntele care... Eu nu mă gândeam că o să ajung vreodată în Antarctica, Doamne... Un an înainte, niște prieteni, hai bă, în Antarctica, bă, m-am săturat de frig, nu mai vreau, nu merg. Și după 2 luni am zis, bă, hai că merg. Și din toată gașca care ne-a propus, numai eu am putut să mă duc. Ei au renunțat, începuse criza, în fine. Și eu apucasem să dau banii deja unei agenții americane, Antarctic Logistic Expedition. Deja am plătisem 37.250 de dolari taxa către Tratatul Antarcticii. Bineînțeles că am trecut prin timp de un an de zile, m-au verificat dacă spun adevărul sau nu despre munții care am urcat, pentru că acolo până acum n-a murit niciun alpinist. Asta pe este nemaipomenit, da. Iar ca fapt divers... De ce? Că nici nu te lasă să urci dacă n-ai făcut niște... Nu te primește decât cu experiență. Aha. Și nu cu orice experiență. Și trebuie să dai CV-ul și în urma CV-ului verifică, pentru că fiecare munte pe unde ați urcat și Kilimanjaro, dumneavoastră ați semnat. Da. Nu diploma, diploma poți să o cumperi cu 10 dolari, nu e o problemă. Și în Everest se poate cumpăra o diplomă că ai făcut Everestul. Și eu cunosc un personaj de genul ăsta. Dar verifică permisele de intrare. Da. Da. Permisele de ascensiune care alea nu se cumpără. Alea sunt adevărate pentru că acolo e istorie, de fapt. Ei bine, și după verificare, tu, după fiecare verificare, plătești până la 37.000 de dolari, fără echipament. Și ajungi la Punta Arena să aștept vremea bună, te ia aparatul militar Tupolev, Ilușin, de fapt, am zburat cu un Ilușin până în Antarctica și începe marea aventură, a început marea aventură Antarcticii. Și de acolo, cu un avion micuț de 7 locuri. Mi-e frică să întreb ce temperaturi sunt. Eu am avut minus 51. Și credeți-mă că la minus 30 stăteam în fără geacă de puf. Mintea mea nu mai poate să conceapă. Că s-a oprit la minus 30. La minus 30 care... stăteam în ciorapii cu care dormeam, stăteam pe gheață. E umiditate zero acolo unde eram noi. Și nu e pic nu de umezeală. Nu se simte atât nu de se tare. Simte atât de... În schimb, dacă dă... Totdeauna taberele care le făceam în timpul ascensiunii, unde puneam corturile, le puneam în anumite locuri unde avea mai mult soare. Fiind iarnă polară, vara sudică, noi am fost în ianuarie 2009, la Polul Sud este vară. Da. E soarele permanent. Dacă a căzut puțină umbră de pe o crastă, după munte, pe cort, instantaneu se fac minus 50.
Deci e cumplit. Dar aș fi... Dacă mă întrebați ce gândeam atunci, nu știam cum naiba să fac să nu dorm. Să stau cu ochii, să văd cât mai mult, să înmagazinez cât mai multă natură de acolo. Gheața aia, la un moment dat, se pare, dacă îți povestesc că e alb, ce poate să fie Antarctica decât gheață? Nu e așa. Este cel mai lung orizont de pe planetă. Munții pe care urma să-i urc erau la 370 de kilometri și eu îi vedeam, eu credeam că mâine ajung acolo dacă merg pe jos. Și cât a durat? A durat 5 săptămâni ascensiunea. 5 săptămâni? 5 săptămâni. De cort frig? Cort frig, făcut nevoile, da. Gheață, cum se face? Și toate lucrurile astea te consumă, dar în același timp te încarcă, pentru că Antarctica pentru mine a fost chiar ultimul... Dintre cele șapte. Eu, după ce am venit din Everest în 2003, mi-am propus să nu mai fac în viața mea decât ceea ce îmi place și să mă duc eventual în locurile unde mi-a plăcut mie în lume. Și în sensul ăsta am fost de vreo 14 ori în Peru, de 9 ori în Uganda, după Everest. Argentina, vârfuri făcubile din Patagonia, eu știu, Cerro Torre, ați auzit de ele, probabil. În Tierra del Fuego, chiar în Parcul Național, în Torres del Paine am fost. Am mai fost în Caucaz, am mai fost în Mont Blanc, dar... De ce zona aia? De ce Uganda? De ce... Dacă n-aș fi însurat și m-ar întreba o doamnă cu cine ai vrea să te sări, aș vrea să spun... M-aș însura cu America de Sud și aș vrea ca amantă Africa. Sau invers. Aceste două continente și-au lăsat amprenta în inima mea. Iubesc Africa, iubesc America de Sud. Dovadă că în ianuarie plec chiar și în America de Sud. Aha! Unde anume? În Columbia mă duc. Frumos. Columbia, Ecuador. Am avut câteva expediții foarte frumoase în America de Sud, printre care și două în Amazon. Și dacă tu vorbeam despre soția, vine în peste tot? Nu mai vine. Avem copil mic. Ce înseamnă copil mic? 6 ani. Singurul băiat din cei 5. Mai am 4 fete. Să vă trăiască. Deci se poate. Deci se poate face și familie. Venea să zic, dar mă rog, e ora, da, deci mai rămâne. Da, am dus-o, în Africa am fost, dacă nu mă înșel. Nu, Africa nu-i place. America de Sud a fost de 2 ori. Dar nu e asta problema. Problema e că mi-am dorit să merg pe munți. Am fost în Kamchatka de 2 ori. Prima dată în 2002 și a doua în 2012. Am ajuns la concluzia că Rusia trebuie văzut o dată la 10 ani. Nu mai des. De ce? Pentru că ți se ia, după 10 ani se... De Rusia sau de ruși? Da. Da. Ce să vă zic? Kamchatka a fost o aventură prima dată și a doua oară chiar am avut riscuri mai mari. Am fost cu un grup de 12 oameni, cu oameni bine bazați, printre care și un foarte bun prieten de-al meu, cu care am fost de-abia m-am întors din Corsica de câteva zile, v-am spus. Da, am auzit și de ceva care clar este la sfârșitul listei mele, că dacă am auzit câte zile, doar pe... 14. Eu zic 14. Să vă luați 17 zile ca să mai beți și o bere la Calvi sau la Porto Vecchio. Deci se traversează practic toată insula pe munte. E superbă. Adică... E superbă și un munte care n-am crezut că poate fi atât de solicitant. Toată insula e un munte, de fapt. De puțin pe laturi sunt plajele alea superbe. Aia vreau să zic. Se duce omul în Corsica dacă să stă la plajă, nu ca să o ia la așa. La plajă poți duci la Vama Veche, dar m-am zis în Corsica să mă urc pe munții aia. Și după prima zi v-am spus că am făcut o sete. Visam la berea care am băut-o ieri. Cum am venit, dar visam că de ce n-am mai băut una. Nu că da, am băut-o. Și pentru că mai sunt 3 minute, deși aș vrea să am vreo 300 de minute, dar dacă mai promitesc că așa, perfect. Aș vrea un top 3 din toate locurile pe care le-ați văzut pe lumea asta, indiferent dacă sunt din 7 summituri sau nu, care ar fi?
Peru. Așa, Peru ce? Machu Picchu sau... No. Nu. Machu Picchu e un punctuleț. Când vin data viitoare, vă povestesc de ce Peru. Da. Așa. Cred că al doilea, Uganda. Ok. Și dacă ar fi după mine, nu știu dacă e top 3, dar cred că aș pune pe primul loc, băi, oameni buni, România. Jur. Pe cuvântul meu de onoare, mi s-a întâmplat de nenumărat ori să vin din munții aia golași, prăfuiți, friguroși, căldura aia sufocantă uneori, chinuiala aia, că dorul de casă, de mâncare, de o roșie bună, de o brânză de adevărată, când ajungeam în munții mei, plângeam. Plângeam, ce dracu caut eu acolo, când fericirea e lângă noi. Nu ne dăm seama. De-abia când vii de acolo, îți dai seama că îl ai la îndemână. Nu cred să plâng la emisiunea asta. Și totuși, pentru că mai sunt foarte puține minute, top 3 România. Piatra Craiului, fraților. Ok. Nici nu discut. Așa. Nici nu discut. Retezat. Poate pe locul 2, Retezat. Și Apuseni. Piatra Craiului pe unde? Ai de capul meu. Vorbim la 300 de minute care mi-a alocat în viitor. Piatra Craiului tot, nu știu, Piatra Craiului e o nestemată, este... Câte zile este... minim? Păi, o zi minim. O zi minim. O zi minim, dar eu recomand 7 în Plaiul Foii cu cazare frumos și în fiecare zi alte bălăurei. Piatra Craiului e un munte pe care înveți să mergi. Înveți să calci. Iar Bucegiu este un munte pe care înveți să te cațeri. Înveți să te cațeri în Bucegiu. Deci totdeauna bunii alpiniști ai României, sau cel puțin aia mai în vârstă, eu povestesc de aia cam care știu mai bine, primăvara când se dezgheață se duc în Crai. Pentru că trebuie să reînveți să calci după colțari și pioleți și toate. Și acum toamnă? Și acum Bucegiu. Acum, în septembrie-octombrie, Bucegiu. Pentru că e stâncă uscată, cea mai... e foarte aderentă. Tu încrai pe toate clanțurile alea pe care te duci, unde mai găsești pe o leacă de zăpadă, de gheață, înveți să pui piciorul, să calci pe un milimetru pătrat și să te ții acolo. Asta numai în Crai înveți. Ta-da! Mănușa aruncată. Și în Bucegiu înveți să te cațeri. Și te cațeri atunci când vine căldura. Acum, dacă te duci în Bucegiu, în anumite locuri găsești oameni care asta fac, se cațără. Se cațără. Da. Vă mulțumesc din suflet. Vă promit că este doar o fereastră deschisă, nici nu pot să o numesc o ușă deschisă, pentru că printre nenumăratele expediții pe care le faceți, vreau să vă întoarce și mi-ar plăcea să dedicăm o emisiune României. Eu o să-mi iau foarte multe șervețele atunci, pentru că iubesc țara asta bucată cu bucată, piatră cu piatră și mi-ar plăcea să ne întâlnim cu toți telespectatorii Canal 33 pe munți, pe dealuri, prin delta, peste tot. E vară, e libertate, slavă cerului. Hai să ieșim în natură. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc vouă. Vă aștept comentariile, vă aștept întrebările atât pe Facebook, pe Sănătate, Trup și Suflet, cât și chiar la emisiune pe canalul nostru de YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal 33. La revedere! Această emisiune v-a fost oferită de Aqua Carpatica.